Parfumul de azi este un parfum dulce, un parfum senzual, un parfum a cărei sticlă duce la alura unei pietre prețioase. E un parfum vanilat, un parfum de iarnă. Every single day, I'm gonna Salutare, dragi și drage! Eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Astăzi este marți, așa că o să facem un nou review. Dacă v-ați uitat la topul meu de săptămâna trecută, top 5 parfumuri pe care eu le recomand a fi purtate în această iarnă, veți regăsi acolo parfumul despre care vorbesc astăzi. Linkul găsiți în descriere, puteți să vedeți acolo topul pe care eu l-am făcut. De asemenea, vă invit să dați subscribe, să dați like la acest video și share în cazul în care vă place. Haideți să începem! Parfumul de astăzi, vă spuneam, se numește Roberto Cavalli, Gema di Paradiso. El se găsește în top 5 parfumuri pe care eu le port în această iarnă. Am ales să vorbesc despre acest parfum pentru că eu l-am regăsit de curând. Atunci când l-am comandat nu mi-a plăcut. Însă mi-am dat seama că în sezonul rece merge foarte bine. Să vă vorbesc un pic despre cutie. Cutia e așa un pic impozantă, strălucitoare, are așa un verde în degrade, verde sau cred că e turcoaz ăsta. E o sticlă normală, nu este cu nimic în evidență în afara culorii. Apoi, haideți să-l desfacem. Mie sticla îmi place destul de mult. Tada! Aceasta este sticla. După cum îi spune și numele, Gema di Paradiso. Deci, piatra prețioasă a paradisului. Într-adevăr, arată ca o piatră prețioasă. Avem un capac destul de mare, de impozant, care aduce a diamant sau ceva de genul ăsta. Regăsim inițialele Roberto Cavalli pe capac. Nu știu dacă se vede. Acum, vă spuneam că la început mie parfumul ăsta nu mi-a plăcut. Mi s-a părut un pic bărbătesc. Din această cauză nu mi-a plăcut. E un parfum un pic mai puternic, care miroase un pic a mosc. Dar în același timp are și note de vanilie. Mie mi se pare că poate fi un parfum unisex. Nu neapărat un parfum de femei, pentru că nu are note florale concret pe care le resimți, dar ca parfum este un parfum foarte bine de purtat iarna. Haideți să vedem cum bufăie. Oh, din nou mi-a intrat în ochi. La început, ca deschiderea acestui parfum, deci notele de vârf, eu reușesc să resimt un pic de mandarină, cred, și un pic de pară, dar s-ar putea să mă înșel cu para. Și cred că un pic de iasomie. E așa, în final, după câteva ore, reușești să rămâi cu niște note de vanilie, e un pic cald, așa, cumva te învăluie într-o căldură, tipică senzație pe care o ai când vii de afară, de unde-i frig, la cald și la confort și la bine. O vanilie caldă, combinată cu notele fructate de mandarină și un pic de iasomie. Din această cauză, cred că dacă îți plac parfumurile dulci, dar nu dulci florale, te înțelegi foarte bine cu acest parfum, Roberto Cavalli, Gema di Paradiso. Aș putea să-l consider un parfum ușor de purtat pentru că are câteva note senzuale de musc, are câteva note de vanilie și cred că tuturor femeilor le place vanilia în parfum. Ca persistență, acest parfum persistă mult de tot. Eu mă dau cu el dimineața când plec la birou. Și chiar și seara, la 7, la 8 seara, reușesc încă să-l resim pe pielea mea. Eu îl am la 30 ml. Este o apă de parfum,
Nu știu dacă există și apă de toaletă, eu l-am găsit ca apă de parfum. Ca preț, l-am găsit la o super ofertă, am dat 102 lei, 103 lei pe el. Aș fi putut da chiar și 180-190 de lei pe el, dar mă bucur că l-am găsit la această ofertă. Nu cred că poate fi purtat vara. Este totuși un parfum cam greu pentru vară, dar iarna se pretează foarte bine, mai ales când este foarte frig afară. Pentru că, fiind frig afară, avem o stare de disconfort, iar acest parfum, simțindu-l pe noi, reușim să avem o stare de confort tipică căldurii. Eu aș vrea să-l primesc cadou? Da, mi-ar plăcea. Cu siguranță l-aș face cadou. L-aș face cadou unei femei căreia îi plac parfumurile mai senzuale, dar nu florale. Pentru că nu tuturor femeilor le plac parfumurile florale. Per total, cred că din partea mea merită 4 bezele. De ce spun 4 bezele? Pentru că este o apă de parfum. Este Roberto Cavalli, deci nu e un parfum de duzină. Ca persistență persistă foarte, foarte, foarte mult. Și sticla chiar este foarte faină, avem acest verde în degrade. Și da, este un parfum ca o piatră prețioasă. Deci, de la mine, 4 bezele.